Salutare tuturor, suntem la nou partid de pescuit, Pirâu Siret. Am întins deja unțile în apă, am venit mult mai pregătit ca data trecută. Voi folosi o montură la plută, un plumb de 10 grame, o strună foarte fină și voi folosi camomeală peștișorul viu, vom pescui la știucă. Da, și după cum spuneam, suntem mult mai pregătit, mai pregătiți. Am luat niște peștișori, acum am destui, nu mai stau să mă chinui să prind obletii, care este foarte mofturos în perioada aceasta. Da, deci ați văzut montura, o voi pune și pe aceasta în apă. Am vrut doar să vă arăt și sperăm să prindem dita mai știucălău de 20 de kg, nu? Dacă data trecută nu am prins nici măcar o știucă, iată că acum deja a venit primul pește pe ziua de azi. O știucă, de fapt o mărliță foarte frumoasă, pe care am prins-o la un peștișor viu. Cărășie am aici, îi mai arăt odată. Ia uitați ce știuculiță frumoasă. Prima pe ziua de azi și sperăm să nu fie ultima. Am prins-o cu o montură la plută. Am aici 4 monturi în apă, regulamentar. Da, sperăm să nu fie ultima pe ziua de azi. Sper ca acest clip să fie cât mai lung, pentru că dacă rămân doar cu ea, nu prea mai am ce să filmez. De asta tot o lungesc. Da, sperăm să mai prinde și altele. Să vă mai arăt o dată, așa mai bine. Sper să nu o scap. Ia uitați ce frumoase. Chiar dacă ne apropiem de sfârșitul lui noiembrie, știu că continuă să fie destul de activă pe apele curgătoare, mai ales aici unde pescuiesc eu. Nu știu, pe lacuri probabil și pe lacuri e la fel, pentru că e tot pește, să fim serioși. Însă mă gândesc la un lucru, sunteți foarte mulți cei care pescuiți la spinning și bănuiesc că nu prea mai prindeți cine știe ce în această perioadă. Așa că sfatul meu este să vă luați frumos niște peștișori, puneți undițele lângă mal, căutați un loc cu stuf exact cum este acesta și așteptați marea captură, pentru că la spinning, în această perioadă, șansele sunt foarte slabe și de ce să așteptați până la anul ca să prindeți pește, când puteți să prindeți chiar acum. Chiar dacă ne apropiem de iarnă, încă se prinde. Și va trebui să profităm de asta cât se mai poate, până nu dă înghețul. Da, a mai venit o știucă mult mai frumoasă decât prima. Eu am pus undița înapoi în apă, nu am mai prezentat cum am scos cărligul și așa mai departe, nu-mi place, mi se pare o pierdere de timp să prezint cum scoți cărligul și unde îl pui. Vreau să vă prezint cât mai mult pește, așa că am pus înapoi undița în apă și iată știuca. Este mult mai mare decât prima, mă rog, chiar exagerat de mare, dar este foarte frumoasă. Uitați-vă ce știucă frumoasă am prins din nou la acești cărășei. Să vă arăt și cărășei. Las că nu pot să prind unul. Cam așa sunt. Uitați ce știucă frumoasă. Ia uitați-vă ce minunăție de știucă. Să o arăt așa un pic mai bine. Sper să nu o scap. Ia uitați ce știucă frumoasă. Da. Aceeași metodă. Montură la plută cu peștișor viu. Mi se pare o metodă excelentă pentru pescuitul de toamnă, mai ales de toamnă târzie. Pe viitor o să vă prezint și cum fac montura, însă momentan vreau doar să vă arăt cu ce știuci mă întâlnesc eu pe aici. Ai cu minte să te arăt. Cu minte. Ia uitați-vă ce frumos este. O știucă minunată de Siret. Ca să vedeți și voi mai bine cum pescuiesc. Uitați așa, pun plutele lângă stuf. Peștișorii se plimbă pe aici, iar știuca, în caz că vrea să vâneze, va da peste peștișorii mei și va mânca. Mi se pare cea mai eficientă metodă de pescuit la știucă, mai ales când toamna e pe sfârșit. Pentru că mi se pare inutil să pescuiești în larg la linguriță sau la wobbler când știuca se plimbă pe lângă stuf și caută peștișori.
Da, deci dacă vreți să pescuiți și voi așa, vedeți clar cum puteți face acest lucru. Se lasă seara serios, iar partida de astăzi a ajuns la final. Sunt foarte mulțumit, am reușit să prind două știuci. S-a să vi le arăt acum. Așa. Ia uitați ce știuci frumoase. Pereu usiriet. Că nu vor să stea la cameră. Ia uitați ce frumoase sunt. Le-am prins la cărășei. Ia uitați. Am avut doar monturi la plută. Era să calc pe știucă. Da, aceasta este metoda mea. Dacă vă place, urmăriți-mă în continuare și abonați-vă ca să vedeți mai multe clipuri cu pescuit.